54, 66, 78, 90, 2002, 2014. Bun. Pentru cal este o lună cu penalizare. Se intră în zodia lui, dar... Deci au ceva energie, dar în ceea ce privește sănătatea și prosperitatea trebuie să fie mai grijulii. E nevoie de precauție, pur și simplu. Trebuie să învețe să fie mai protectivi cu afacerile lor, cu oamenii care lucrează pentru ei, așa cum sunt protectivi și cu familia lor din fire. Este o energie nefavorabilă, mai ales pentru femei. Trebuie să aibă mai multă grijă la sănătate, trebuie să învețe să nu riște inutil, ei sunt ceva mai impulsivi, într-o lună de cal care vine cu atâta foc, pot să simtă că prind aripi și, Doamne ferește, intră într-o zi mai proastă și pot să piardă. Și atunci e bine să nu riște inutil și să nu cheltuiască peste măsură și să nu investească în primul rând. Nu este luna în care să ia decizii importante sau să semneze acte. Eu nu le-aș recomanda, să spunem, să cumpere sau să vândă ceva, un bun al lor, sau, mă rog, să nu investească, cum spuneam. Și ar fi bine să trateze obstacolele care apar ca pe un proces de învățare, ca pe un proces de evoluție, până la urmă, în plan spiritual. Și recomandarea ar fi să folosească, ca și remediu, practic, o amuletă a prietenului secret care să-i ajute, sau un simbol cu prietenul secret, sau cu aliații, aliații fiind tigrul și câinele. Nici aliații nu sunt extrem de puternici, vom vedea în această lună, despre tigru deja am vorbit, dar totuși o duc puțin mai bine. Și atunci pot să-l ajute și să-i sară cumva în ajutor. Există și pentru ei anumite recomandări, deci trebuie neapărat evitate culorile de foc, da? Adică roz, roșu, roșu mai închis, grena, toate nuanțele acestea clar evitate în această lună, nu folosesc la nimic. Plus sectorul de sud este foarte rău aspectat, pot să se întâmple diverse lucruri nu prea drăguțe, să evităm să mergem spre sud. Dar atenționarea vine din nou pentru caii născuți în 66, ei vor fi cei mai afectați pentru că au foarte mult foc într-o lună de foc cu manifestări nu prea drăguțe. Deci calmați-vă, totul este o etapă intermediară, o să se termine și luna asta și gata. Da, luna viitoare vor fi pe val. Mergem mai departe pentru nativii oaie, Marian, care sunt ani? 55, da. Da. 67, 79, 91, 2003, 2015. Revenim după publicitate cu nativul oaie. La ultimele. Da, sunt predispuși că... spre a fi trădați, da. Bârfiți și pot pierde bani. Deci trebuie să fie foarte atenți, nu riscați, nu investiți. Primul sfat. Trebuie să-și protejeze bunurile. Trebuie să aibă grijă cum conduc, pentru că pot să apară mici accidente și deci nu plecați la drumuri lungi la care voi să conduceți, dacă s-ar putea, deși e perioada de vacanță. Aveți atenție mare grijă. Atenție când mergeți seara acasă, unde vă parcați mașina și cu cine intrați în ceartă. Da, deci încercați să nu vă certați, pentru că pierdeți. În rest, o să primiți o parte de ajutor, pentru că este luna prietenului dumneavoastră secret. Evitați culorile de metal. Albul, griul, argintiu, auriu, iată că de data aceasta, luna aceasta, nu sunt favorabile. Maimuța. Din ce triunghi fac parte oile? Oile din triunghiul oamenilor diplomați, împreună cu iepurele și mistrețul. Da. Maimuța? 56, 68, 80, 92, 2004, 2016. Este o lună cu situații competitive. E bine să nu-și lase ego-ul să le întunece judecata. Foarte mulți și-ar dori să-i vadă căzând, deci au posibil oameni care invidiază, care îi gelozesc, dar din fericire vor avea familia și prietenii aproape. Trebuie să aibă mare grijă cu propunerile de afaceri, deci cine vine spre ei să le propună o afacere sau să negocieze cu ei, pentru că pot să fie niște motive ascunse pentru acele persoane. Deci trebuie să nu se încreadă foarte mult în ofertele care li se fac. Trebuie să fac o pauză, ar fi grozav, și să-și iau o vacanță.
chiar dacă va fi scurtă, ar fi de bun augur, pentru că nu trebuie să se obosească fizic. Atenție la sală pentru cei care merg. Se pot accidenta pur și simplu, într-un mod neatenție. Foarte bune vacanțele luate lângă apă, pentru că le micșorează această șansă de accidente. Nu este bine să facă operații sau intervenții chirurgicale. Atenție la accidente și cel mai important lucru, femeile însărcinate și persoanele mai în vârstă n-au ce căuta în sud-vestul casei. Deci sud-vestul este afectat luna aceasta și putem să spunem că, într-adevăr, femeile maimuță pot să fie ceva mai afectate decât bărbații. Se recomandă culori de apă pentru ei. Cocoșul este o lună... Anii nativului. 57, 69, 81, 93, 2005, 2017. O lună dificilă pentru comunicare. Există posibilitatea apariției certurilor. Pot să fie dați în judecată din... Bine, nu vorbim despre toți, dar pot să fie situații, să putem să auzim de câte un nativ cocoș care să se confrunte cu aceste probleme. Au o tendință spre impulsivitate și deci o lipsă de răbdare. Sunt mai intoleranți, puțin mai nervoși. Sunt și mai obosiți. Dacă nu-și controlează temperamentul, este posibil să-și strice relații importante și atenție și în cuplu să nu se certe. Trebuie să-și canalizeze momentele de furie către ceva productiv. Asta le recomandăm noi. Și certurile acestea, dacă apar, pot să le afecteze sănătatea. Să nu uităm că totuși, deși cocoșul are parametri foarte buni în acest an, chiar cei mai buni, ei sunt dominați de această stea a bolilor tot anul, deci pot să intervină probleme când le e lumea mai dragă în astfel de luni. Ar fi foarte bine să folosească puterea prietenului secret a dragonului, care o duce extraordinar de bine și poate să-i ajute și să le sară în ajutor. Ca o mică lecție pentru cei care urmăresc emisiunea ta, de exemplu, animalul lor de dragoste este calul. Având steaua 5, care este o stea nocivă de distrugere, ce poate să-și distrugă? Relațiile de cuplu. Da? Deci foarte mare atenție la relațiile de cuplu. Ce culori sunt bune pentru ei? Sunt recomandate, din păcate, mai mult culorile elementului metal. Deci nu sunt foarte multe variante. Nu este bună nici apa. Deci nu sunt culorile de apă nu sunt bune. Culorile de pământ nu sunt bune. Cele mai bune sunt culorile de metal, adică alb, gri, argintiu, auriu. Deci ceea ce nu era bun pentru alții, iată, pentru ei este bun. Pentru că îi nedreptățim puțin și vorbim mai puțin la ultimele zodii, propun câinele... să le dăm totuși vești bune. Da, deci după ce că vorbim mai puțin, deci o veste bună, să nu le dăm și vești proaste. O veste bună, fetița mea a învățat alfabetul și e foarte, sunt foarte nu, serios, deci chiar nu, este zodia câinelui care urmează, născuți în 58, Ani. 70, 82, 94, 2006, 2018. Trebuie să aibă grijă la accidente și la sănătate. Sunt ajutați de luna aliatului, da, din multe puncte de vedere au energie, dar, așa cum a spus Maria, atenție la călătorii lungi și la practicarea sporturilor. Trebuie să evite lipsa odihnei, deci trebuie să se odihnească. Nu călătoriți noaptea singuri, neînsoțiți, deci, și nu mergeți pe jos, mai ales noaptea, neînsoțiți. Sunteți cu energii de slăbiciune luna aceasta, deci puteți să fiți mai... Cu o imunitate scăzută, deci trebuie să evitați, de exemplu, locurile de energie in. Nu mergeți în case funerare, cimitire, eu știu, la mormântări, deci nu mergeți în asemenea situații, e bine să le evitați în spitale. Nu. O veste bună pentru ei, pentru că spuneai că să ne dăm și vești bune, norocul în cuplu și în familie este la cote mari. Deci, ajutați-vă de cei apropiați, în sensul comunicați cât mai mult cu ei, pentru că vă pot ajuta să ieșiți din micile impasuri. Da? Partenerul ajută foarte mult, dacă nu există partener cu familia, dar au toate șansele să-și găsească un partener sau un prieten adevărat în această lună și este bine să socializeze. Pentru mistreți, posibile probleme de sănătate în această lună, deci îi mai trag în jos. Atenție la volan, nu intrați în depășiri periculoase, atenție la elementul metal, nu conduceți cu viteză, da? Folosiți remediu pentru sănătate lângă patul dumneavoastră, ori un ulu, ori un medicin Buddha. De asemenea și pentru dumneavoastră evitați locurile de durere, deci locurile cu energie in. La muncă există noroc moderat, trebuie să nu încurajați bârfele, asta este secretul. Și pentru cei care locuiesc cu părinții sau cu copiii,
lor, ar fi bine să încerce să evite conflictul între generații, pentru că, într-adevăr, pot să apară niște, nu mari conflicte, pot să apară niște discuții în contradictoriu între părinți și copii, atunci când locuiesc, doar atunci când locuiesc în aceeași casă. Da? În cazul mistreților, se află într-o astfel de situație. Evitați culorile de pământ, adică bej, crem, galben, oranj, maron, încercați să nu vă îmbrăcați în aceste culori și evitați și culorile de foc. Acestea nu vă sunt bune, atât pentru câine cât și pentru mistreț, ceea ce spun acum. Evitați, deci, culorile de foc și de pământ. Atenție la cheltuieli, mare atenție la cheltuieli, pentru că aveți tendința de a cheltui mai mult decât puteți, iar pentru cei care sunt implicați în politică, ar fi bine să stea puțin izolați, pentru că nu este o lună foarte bună. De fapt, este ultima lor lună înainte să vină la putere. Deci de luna viitoare vreau să vă spun că acești mistreți vor fi sunt pe val. Sunt neclintiți. Deci luna viitoare este luna deci lor. Este, acum este ultimul mică opreliște înainte de începerea unei perioade foarte bune de încheiere de an. Dar, din nou, atenție la cheltuieli. Au tendința de a cheltui mai mult decât au. Și asta este valabil și pentru nativii câine. Ceea ce nu am spus și știu asta, la șobolan culorile știu că o să-mi spună lumea, sunt foarte bune culori la șobolan, culorile de metal, deci alb, gri, argintiu, auriu, și cele de lemn, deci verdele. Da, pentru din șobolan. Ce triunghi fac parte mistreții? Mistreții sunt diplomați. Mistrețul cu oaia și cu iepurele. Da, ei sunt diplomați, dar de ce spuneam? Noi am spus despre ei ca deci de acțiune, diplomații, mistrețul, oaia și iepurele, acțiune, dragon, șobolan. Și cu maimuță. Inteligenții, cocoș, bivol și cu șarpe. Iar independenții sunt tigrii, calul și câinele. Tigrul, calul și câinele. Deci acestea sunt triunghiurile de alianță. Este o lună încă o dată în care se cere mai multă temperanță, mai multă toleranță, mai multă chipzuire asupra deci lucrurilor. O lună de cal. E o lună de cal care vine destul de tumultoasă. Atenție, pe planetă o să auzim în continuare de probleme cu solul, cu pământul și cu vulcani, cu foc, cu explozii, din păcate, pentru că vine focul acum și cu pământul. La dacă ar fi și să facem deja un este. Clasament, pe primul loc am pune dragonii, după care urmează iepurii, tigrii, bivolul și șobolanii. Cam aceștia, zodiile foarte bine reprezentate, cea mai slab reprezentată rămâne zodia calului, cu toate că e lună de cal. Da, am înțeles că nu neapărat dacă este lună... Da, nu întotdeauna se întâmplă să este fie... Este favorizată zodia respectivă. Adică sau au foarte multă energie, asta nu-i ajută, pentru că cealaltă energie, steaua care este asociată acestei luni, le este total defavorabilă. Oricum, oamenii pot să folosească aceste calendare ca să-i ajute pentru zodia zilei, să afle cum sunt ei ca zodie, cum se manifestă în zodia zilei respective, cu steaua zilei respective, cu elementul zilei respective. Deci ziua în sine ne poate da foarte multe informații și putem să cunoaștem traiectoria, inclusiv cu activitățile bune și cele care nu sunt foarte recomandate. Deci, practic, se suprapun elementele acestea, contează foarte mult și elementele zilei, sigur că absolut. Da, și ale orei, nu numai ale lunii și ale anului. O lună interesantă din ceea ce am văzut și cu propuneri interesante pentru toate zodiile. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru participare, ne revedem și sâmbăta următoare, până atunci alege să nu te pierzi și privește lumea detașându-te de noapte bună.